Bună seara, domnul și domnilor, la Capital Special. În această seară i-am alături de mine pe cei de la, din echipa USR Vulcan, în frunte cu candidatul la funcția de primar, Dan Marinescu. Alături de el este doamna Ana Tătaru, candidat la Consiliul Local. Bună seara, domnilor, o am pe doamna Ana Tătaru pentru prima oară în studioul nostru. Domnul Dan Marinescu este un vechi colaborator al nostru, un vechi invitat, acum aflat în campania electorală. Cum stați, domnule Marinescu, cu campania? De la bine în sus, ca să nu spun încă foarte bine. Vă văd optimist. Zi de zi mergem pe străzi, pe toate străzile. Încă n-am apucat Vulcanul, să știți că nu este chiar așa de mic cum crede lumea. Sunt foarte păi multe străzi. Este municipiu, oare? Municipiu cu numele. Este un oraș mai mare, cum prefer să-i spun. Oamenii ne primesc foarte bine, ne încurajează, chiar se bucură când ne văd. Spun, ați ajuns și pe la noi, mă bucur, vă așteptam. Eu zic că avem prima șansă și mă bucur nespus când văd reacția cetățenilor atunci când noi ajungem lângă dânsi. Bun, acolo, dacă stai să vorbești cu toți candidații din Vulcan, toți au prima șansă. Categoric, dar... Toți au prima șansă, toți stau foarte bine. După modul în care suntem primiți, spun că prima șansă este de partea noastră. Da. Doamna Ana Tătaru, dumneavoastră, acum o să încep să vă întreb pe dumneavoastră, ce v-a determinat să îl susțineți pe domnul Dan Marinescu la... Sau prima oară ce v-a determinat să intrați în USR și apoi pe domnul Dan Marinescu? În USR am găsit oameni care au aceleași convingeri și aceleași idealuri cu care rezonez și eu. Am găsit altruism, am găsit implicare civică. Și echipa este foarte frumoasă, cu dorință de schimbare în binea comunității. Și atunci era evident acest pas. Nu se putea altfel. Păi bun, ați mai făcut politică? Nu am mai făcut politică. Și... Păi și în primul rând faptul că ați intrat în USR datorită domnului Dan Marinescu sau datorită... Nu. Eu am intrat în USR la sfârșitul lui 2018, începutul lui 2019, dacă nu înșel, da. Și din aceste motive am intrat. Eu am găsit-o pe doamna USR, practic. Da. Că m-au acceptat. Am avut până acum numai invitați care au intrat în USR datorită domnului Dan Marinescu, care... Da, nu numai, am fost aici și cu domnul Liviu Tătaru, care e președintele USR. Bun, dar, mă rog, da. multă lume a intrat în USR simpatizându-l pe domnul Dan Marinescu, având chemarea asta așa să-l susțină la funcția de primar. Ce meserie aveți și... Sunt de profesie asistent medical, nu profesez ca și asistent medical. Deocamdată sunt angajatul unei firme din Petroșani. M-am născut în București, nu sunt vulcaneană, dar Vulcanul este casa mea acum și consider că aici este în Vulcan, cel puțin în Valea Jiului, sunt niște posibilități enorme de dezvoltare și e nevoie de oameni care vor să se implice în această dezvoltare. Iar eu sunt unul dintre ei, împreună cu echipa din spatele domnului Dan Marinescu. Și un fapt foarte interesant, că și președintele organizației USR Vulcan este din București, nu? Și... Așa este. Aveți mulți bucureștini în echipă? Doar doi. Ana și soțul ei, Liviu. Ei sunt soț-soție. Niște oameni extraordinari pe care... cu care am rezonat în momentul în care am aderat la USR și la fel ca și Marcel Cosma, soțul doamnei doctor Alina Cosma, doamnei doctor pediatru, care sunt veniți de la Oradea, ei au fost impresionați de potențialul pe care îl are Valea Jiului, de frumusețile Văii Jiului implicit ale Vulcanului și au spus, domne, este foarte frumos aici, păcat că nu se pune în valoare ceea ce aveți și haideți să facem ceva în ideea asta. Și le-am spus
Cea mai bună opțiune este ceea ce ați făcut, implicarea politică, pentru că de acolo pornesc toate. Și cu o șansă vom putea să dezvoltăm și orașul care ne place tuturor. Că nu cred că cineva din Vulcan poate să spună că nu-i place cum arată Vulcanul acum, dar modul și în care... Bine, mie nu-mi place cum arată Vulcanul acum. Păi asta spun, nu cum arată acum, dar mă refer la ceea ce ne înconjoară și parcă, potențialul parcă turistic. Parcă acum 20 de ani arăta mai bine, nu știu, zic, deși era Nu neapărat, dar era mai industrializat, poate, din punctul ăsta de vedere. Nu era atât de sărac economic. Însă se poate rezolva și această problemă, dar este nevoie acum, când este deja oarecum tardiv, pentru a face tranziția asta de la minerit către un alt sector de dezvoltare pentru Vulcan, pe lângă cel turistic. Pentru că nu vom putea 100% doar turistic. Trebuie să dezvoltăm și alte sectoare de producție în Vulcan, chiar dacă sunt mai mici și nu atât de mari. Pe diverse domenii, mase plastice, îmbutălieri de apă minerală, ulei de măsline, cum spuneam, cablaje, automotive, industrie, se pot găsi fel și fel de variante. Și acum vorbeam și cu alți invitați în emisiune mele, este dorință, dar nu mai este putință, pentru că nu mai avem forță de muncă. Ce o să facem? Ce o să facem? Aducem fabrici de piese auto, aducem fabrici de, știu eu, confecții, aducem fabrici de... Dacă vorbim de multe locuri de muncă, sute de locuri de muncă sau mii, asta este imposibil și am mai spus-o, cine vă spune asta vă minte, dar încă avem forță de muncă, încă sunt tineri, încă sunt mineri ieșiți la pensie relativ tineri, pentru că de la 45 de ani un miner obișnuit cu munca... Minerii la pensiile lor de 1000 de euro nu neapărat, sus, nu prea mai... Să știți că nu e chiar așa. Nu prea mai, mai vin. Când ai 5000 de lei pensie, nu prea mai vii să lucrezi pe 1500 sau... Păi nu pe 1500, asta... Sau pe 2000. Tocmai de aia nu prea se vrea. Adică sunt 2000. Oameni de afaceri locali mai mari, nu mă refer la cei mici care vor să dezvolte, care nu prea au intenția sau nu... Nu doresc ca noi să venim și să aducem investitori în Vulcan tocmai pentru a le strica lor prețul salariilor, ca să spun așa. Pentru că dacă vine un străin și investește și dă un salariu de 2500 de lei unui om, în timp ce X ține oamenii pe 1300 de lei, categoric lui nu-i convine ca să-i plece oamenii să lucreze la investitorul respectiv. Dar prin asta putem să-i facem atât și pe investitorii locali, să crească și nivelul de salarizare. Totodată trebuie să-i ajutăm și pe ei în privința taxelor și impozitelor cu care sunt oarecum asupriți. Noi avem foarte mulți administratori de firme în USR Vulcan, din Vulcan, și toată lumea nu cred că este unul care să nu se plângă de modul în care se percep taxele și impozitele administrației vulcane către agenții economici locali. Începând de la taxa pe gunoi, în primul rând, care este o problemă pentru mulți dintre ei, pentru că nu sunt percepute corect. Bun, aici sunt eu sabie cu două tăișuri. În prima fază te gândești că hai să mărim salariile, să ajungem cu ele aproape ca afară, nu? Ca să vină oamenii de afară în țară. Dar pe de altă ca parte, afară e greu deocamdată. Dar pe de altă parte și investitorii, văzând că salariile sunt ca afară, o să-și mute afacerile mai spre est. Păi nu sunt ca afară. Acum un francez, dacă vine din nordul Franței, vă dau un exemplu, să-și mute fabricuța de producție, nu o să dea adevărat 2000 de euro cât dă acolo. Dar pentru el a da un 500 de euro nu este. Este mai puțin și lui convine. În schimb, probabil nu le convine anumitor... Da, cu 500 de euro nu vine cei de afară. Pe 500 de euro nu mai vin cei de afară. Eu mă refer acum pentru a-i ține deocamdată pe cei care mai sunt acasă. N-am spus să-i aducem pe cei de afară. Cei de afară, vă spun sincer, foarte puțin sunt. Cei care vă spun că îi aducem acasă, este o minciună. Asta poate în timp, și mă refer aici pe timp mediu și lung, nu în timp scurt. Sunt câțiva care își doresc să vină, care sunt de 15-20 de ani plecați, poate, și au strâns niște bani și vor să investească ceva în Vulcan, dar nu găsesc ajutor din partea administrației și își doresc o schimbare pentru a avea o deschidere. Ați fost contactat în sensul ăsta de... Da, avem și chiar astăzi pe o stradă am fost. Erau doi tineri, unul din Germania, altul din Anglia, care intenționează să vină. Unul să-și deschide un atelier auto, altul vrea să-și deschide altceva și zic, domne, vrem, dar ne trebuie și nouă ajutor să ne dea autorizație să putem să facem, să cum ne ducem și numai ne amână de la an la an când venim acasă. Sunt tineri, e adevărat, mai puțin, dar sunt. În schimb, pentru a aduce pe cei care deja
sunt tot atât de o perioadă de destul de lungă plecați și au făcut copii care s-au născut pe teritoriul țării respective. Sunt la școală acum acolo, este mai greu să-i aduce. Sau chiar imposibil, pentru că aici cred că este vorba mai mult de mentalitate decât de o nevoie de loc da, de muncă. Dar vedeți dumneavoastră, Valea Jiului a fost creată, industrializată, bazată pe minerit. Forțat. Așa cum alții, cum majoritatea care au venit aici, pentru că și tatăl meu este venit aici, mama fiind băștinașă, mămurlancă, au venit aici pentru că aveau nevoie și Valea Jiului le oferea un loc de muncă. Cred că ar fi timpul să le spunem că acum are Valea Jiului nevoie de ei, și Vulcanul, și dacă au muncit și și-au luat banii de aici și au niște pensii, să încerce să nu mai plece să-și ia apartamente prin alte orașe sau în alte localități să se mute, ci să dea o șansă Văii Jiului, să o dezvoltăm cu toți împreună. Pentru că așa putem. Împreună eu cred că vom reuși, dar dacă fugim toți, după ce am mâncat aici, să spun așa, și apoi plecăm și lăsăm totul abandonat, nu va fi situația chiar atât de rău. Ce informații mai aveți despre actualul primar în exercițiu, Gheorghe Ilie? Nu mai am nicio informație, sincer, nu. Eu mă concentrez pe campania noastră, lucrăm intens, v-am spus, zi de zi, suntem pe străzi, schimbăm Vulcanul stradă cu stradă, cum spunem noi, și ne concentrăm pe planurile pe care le vom avea după aceste alegeri, și anume de a pune în aplicare anumite proiecte care se regăsesc deja pe pliantul pe care îl împărțim oamenilor. Ana, aici lângă mine, ea se ocupă de partea cu transparența și comunicarea în administrația publică și cunoaște foarte bine acest domeniu, fiind și totodată și în biroul parlamentar al Cristinei Prună, aici local. Deci avem susținere și de la nivel parlamentar, Ana fiind și membru în organizația USR Vulcan, chiar secretarul organizației și omul de bază, cum îi spun eu, sau omul bun la toate, pentru că ea s-a ocupat de tot în această campanie, de, mă refer la partea de hârțogorie, contracte, dosare pentru depunere la candidatură. Este o femeie meticuloasă care caută și cea mai mică greșeală de la punct și virgulă. Dar aici o las pe ea să dezvolte acest subiect. Da. Domnul Tătaru, când ați venit la Vulcan de la București, ce oraș ați găsit și în același timp ce oraș vreți să devină Vulcanul? Am fost de mai multe ori în Vulcan, în Vale. Inițial am rămas cu un gust un pic amar, dar după aceea, la a doua venire, deja am început să văd cu alți ochi și posibilitățile care pot fi aici și pentru oameni, și pentru oameni localnici, și pentru cei care vin din afară. Și cumva am decis să rămân pentru că oricum peisajele sunt absolut superbe. Nu găsești așa ceva în sudul României, ca să spun. Implicarea asta de care tot vorbim trebuie să se întâmple să aibă loc în fiecare dintre noi, deci cu fiecare dintre noi. Adică ideea este că noi nu putem schimba dacă nu avem oameni care să vină alături de noi și care să se implice la fel de mult. Este nevoie de o vale, cel puțin în Vulcan, transparența, spre exemplu, în administrația publică, este egală cu zero, poate către minus 1, nu știu încă, trebuie să mă mai gândesc. În primul și în primul rând, site-ul primăriei, dacă intrați pe el, este dezastruos. Este foarte învechit, nu te ajută căutările, trebuie să cauți foarte mult ca să găsești informațiile necesare. Acum mai nou au început să se mai posteze niște hotărâri de consiliu, niște proiecte. Noi am făcut demersuri, USR Vulcan a făcut demersuri pentru ca primăria să populeze site-ul cu aceste informații care sunt de interes public.
Și uneori am avut succes, alteori nu am avut succes. Asta vrem în primul rând să schimbăm comunicarea și cu cetățeanul, cu locuitorii, pentru că e foarte important ca ei să știe ce facem noi acolo. Nu suntem într-un turn de fildeș la care nu au acces, ci suntem oamenii care lucrează pentru ei. Asta probabil, nu știu dacă alți candidați spun chestia asta, dar noi, eu pe asta mă bazez, noi USR, asta vrem să schimbăm. Administrația locală lucrează pentru cetățean și trebuie totul să fie transparent. Gestionarea banului public, eu cred că unul dintre oamenii sau o echipă cea mai importantă din primărie, din departamentele primăriei, este cea care lucrează cu achizițiile publice. E foarte important cum se gestionează banul, unde se duce, cât se duce, de ce se duce atât, către cine, evident. Toate informațiile astea trebuie să ajungă la cetățean. Deci absolut toate facturile, absolut toate contractele, toate fișele de proiect, absolut tot, chiar dacă sunt sute de pagini de citit câteodată, ele trebuie să fie puse la dispoziția cetățeanului. Nu contează că poate se spune și mai mult ca sigur, dar pentru ce aveți nevoie. Pentru că atunci când omul are nevoie să se ducă, să citească lucrurile alea, să le aibă la dispoziție, nu să facă cereri peste cereri și tot așa, pentru niște informații care sunt publice până la urmă și trebuie să fie publice. Bun, cum ați dori, Vulcanu? Dați-mi un proiect de suflet pe care l-aveți pentru Vulcan. Un proiect de suflet, mediul. În momentul de față, chiar la ieșirile în cartierele Vulcanului, am rămas uimită. Nu se pune deloc accentul pe reciclare, nu se pune accent pe protejarea mediului. Sunt foarte multe lucruri care se pot face în domeniul ăsta cu bani nu foarte mulți. Spre exemplu, insule din acelea pentru reciclare sunt foarte utile. În momentul de față, toate punctele de colectare a gunoiului sunt pur și simplu deschise. Intră cine vrea, face ce vrea, câini și tot restul. Sunt întinse gunoaiele pe atât în jurul punctului de colectare, cât și în zona apropiată și chiar mai depărtată. Putem face un proiect în care să aducem niște insule din acestea de colectare. Reciclarea la fel trebuie să fie, în primul și în primul rând, oamenii nu au unde să recicleze. Eu vă spun sincer, acasă am 3 găleți de gunoi. Nu una pentru carton și hârtie, una pentru plastic sticle, una pentru gunoiul menajer. Nu am unde le arunca pentru că nu am containerele respective. Au fost la un moment dat vreo câteva luni, după care au dispărut ca prin ceață și nu se știe ce s-a mai întâmplat, pentru că nu mai sunt și nici nu au mai fost puse la loc. Deci dacă nu-i oferi cetățeanului posibilitatea să aibă unde să colecteze, el nu are cum. Deci, evident, trebuie să creezi întâi o posibilitate, după care trebuie educarea cetățeanului în privința asta și de la cei mai micuți către cei mai în vârstă și adulții la fel. Trebuie să conștientizeze lumea că nu se mai poate așa să aruncăm unde vrem, cum vrem, și sunt convinsă că vom găsi înțelegere la oameni. Pentru că ei sunt dornici de schimbare, dar nu au posibilitatea, nu le oferă nimeni posibilitatea asta. Domnule Mărescu, cu ce vă deosebiți față de restul de contracandidați? Ce aveți în plus față de aceștia? În primul rând, experiența mea profesională, care este feedback-ul meu, lucrul în multinaționalele pe care le-am avut în trecut și referințele venite de la diversi manageri de prin întreaga lume, dar totodată deschiderea spre schimbare și dorința acută de a schimba acest oraș. N-am făcut parte din administrație, nu sunt ca cei care au stat
8-12 ani în primărie ca viceprimar sau consilier și n-au făcut nimic, iar acum vin să spună că ei vor schimba totul și vor să facă, deși au avut această ocazie și n-au făcut. Iar experiența de lucru cu oamenii cred că mă recomandă să pot să fac niște echipe performante și la primăria Vulcan, în domeniul fondurilor europene, în domeniul proiectelor cu cetățenii, pentru că ce spunea Ana mai devreme, inclusiv colectarea selectivă se găsește în programul nostru, dar și debirocratizarea și digitalizarea care este instituțiilor publice, care este un proiect la nivel național inițiat de USR, ne va ajuta și pe noi să ușurăm atât munca funcționarului public, cât și cetățeanul care este interesat sau are vreo problemă la primărie. Să nu mai fie plimbat de la o cameră la alta sau să-i se spună, să-i se dea o hârtie, iar a doua zi când vine să-i se spună că nu are tot, că mai trebuie să meargă și la camera respectivă la care nu a fost, deși nu i s-a spus. Trebuie oamenii, în primul rând, din primărie, trebuie să înțeleagă că cu toții lucrăm pentru cetățean și trebuie să-l ajutăm. Pentru că el, dacă își plătește taxele și impozitele, practic le plătește lor salariul. Bine, contracandidații afirmă faptul că n-au fost lăsați de primarul Gheorghe Ilie să... Să fim serioși acum, unii sunt mai vechi decât de când era Ilie, alții mai noi, dar de ce n-au plecat de atunci, când n-au fost lăsați? Acum putem să spunem orice. Eu am fost tot timpul un adversar politic al lui Gheorghe Ilie, nu un dușman, că nu. Noi, eu o consider asta o competiție politică, nu este un război. O competiție care ar trebui să fie deschisă pe proiecte. Proiecte pe care multe eu le-am inițiat încă din 2016, când am candidat ca și independent, iar atunci toți mă acuzau că sunt idei fantasmagorice sau SF, când spuneam despre posibilitatea de a instala lifturile în blocurile turn sau de Vulcan, că poate fi adus la stadiul de stațiune de interes local și mai apoi național, toți mă acuzau că vorbesc din filme, iar acum văd că toți le au pe proiectele lor, pe planurile lor, pe pliantele lor pentru Vulcan. De asemenea, când am luat cuvântul în legătură cu extinderea rețelei de gaz către cartierele unde nu s-au extins aceste rețele și chiar m-am contrariat cu domnul primar Ile la acea vreme, anul trecut mă refer, spunându-i și legea și articolul pe care el este obligat ca administrație la cererea cetățenilor să le tragă conducta de gaz, să facă această extindere, iar cetățeanul este obligat să-și plătească doar racordul de la poartă în casă, în funcție de numărul de focuri. Niciunul din actualii candidați, care se aflau în Consiliu la acea vreme, nu mi-a ținut partea. Toți au ținut capul în pământ. Acum, cu toții, dacă vă uitați pe pliantele lor, apare extinderea rețelei de gaz. Deci, diferența o face și viziunea. Adică, e nevoie de un tânăr cu viziune la Vulcan. Un tânăr care are și experiență în domeniul fondurilor europene, un tânăr care a lucrat cu oamenii, un tânăr care știe ce înseamnă managementul, atât al oamenilor cât și al proiectelor, și un om care să fie pentru toți. Adică nu, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Eu, dacă voi ajunge primar, îi voi convinge ca la următorul mandat să mă voteze și cei care astăzi nu mă votează. Prin ceea ce voi face. Pentru că la acest moment eu nu pot să spun decât vorbe și ceea ce am de gând să fac. Dar faptele vor veni în momentul în care voi fi acolo și atunci voi vorbi prin fapte și mai puțin prin vorbe. Domnul Tătaru, este clar pentru toată lumea că nu se poate obține progres fără a accesa fonduri europene. Și mă gândesc la asta uitându-mă la marile orașe, știu eu, la Cluj, la Timișoara, la București, care prin fonduri europene, cu ajutorul fondurilor europene, au putut să implementeze o serie de proiecte deosebite. La dumneavoastră, la Vulcan, impactul fondurilor europene ar putea să fie hotărător pentru multe dintre lucrurile care ar trebui reparate și modernizate. La ce credeți că s-ar putea folosi fondurile europene la Vulcan acum în prima fază? Păi, în primul rând la mediu, la proiectul meu la de mediu, suflet. Okay. Exact. Mai ales că Vulcanul este liderul asociației Green Line sau... Da, Green Line. Green Line care, autobuze, nu știu, electrice, autobuze care până la urmă, bine, e o idee bună, să vedem și pus în practică.
mai ales că se pare că e în curs de finalizare. Bine, termenul este depășit cu un an sau, nu știu, un an este jumătate. Este depășit și nimeni nu mai spune nimic. Nimeni nu mai spune nimic. Da, au fost alocați către bugetul local și au fost cheltuiți pe nimeni nu știe ce. Tocmai că vorbeam mai devreme de transparență. Era liderul acestei asociații. Bun, deci să revenim cu fondurile. Vedeți că Green Line e o idee totuși bună. De ce să nu spunem acest lucru? Numai că finalizarea a lăsat de dorit. Doamna Ana pune accent mult pe mediu și vă spun că Uniunea Europeană, noul exercițiu financiar bugetar european 2021-2027, va aloca foarte mulți bani către țările Europei pe energie verde, pe spații verzi, pentru că inclusiv că vorbeam de parcările printre blocuri, dacă noi facem un proiect cu fotovoltaice pe acoperișul acelor parcări, vom obține mai ușor bani. S-a accesat programul Oraș Inteligent, să devină Smart și Vulcan, City. Smart City, un oraș inteligent, nu? Avem un plan și pentru asta, odată ce vom ajunge în primărie, să facem o conferință cu și niște înfrățiri chiar cu niște Smart City-uri de prin țară și din afară, dar vorbeați de orașe mari. Uitați-vă și la comune, uitați-vă la Ciugud, care e mai aproape aici de noi, la Comuna Peștera, unde era primar independent la vremea aceea. Ducă toți m-au întrebat, Dane, dacă n-ai în Consiliu majoritate, ce vei face? Voi face o majoritate cu cine se va putea și toate ședințele eu vreau să le fac televizate, publice. Ca cetățeanul să vadă în momentul în care noi propunem un proiect pentru cetățeni, cine votează pentru și cine votează împotriva lor. Pentru că odată dacă vor îndrăzni și atunci pe stradă oamenii, bineînțeles, că îi vor lua la rost pe cei care au votat. Păi bine mă, noi te-am votat și tu votezi împotriva proiectului pentru noi. Nu cred că la al doilea proiect acei consilieri rău intenționați vor mai îndrăzni să mai voteze împotriva unui proiect în folosul cetățenilor. Iar aceasta face parte tot din transparență. Adică televizarea ședințelor, care până la urmă sunt publice, dar nu toți cetățenii, mai ales acum cu COVID-ul, nu pot să mai participe la ședințe, făcându-le publice prin televiziune, o televiziune locală sau o televiziune chiar națională, dacă se poate să vină. Ei vor avea ocazia să vorbească. Capitan trebuie să televiziune națională chiar lângă dumneavoastră. Ce am și spus că sau o televiziune chiar, locală și am atacat dumneavoastră. Chiar lângă dumneavoastră aici aveți televiziune. Deci națională. Noi să ajungem acolo că proiectele vom ști cum să le punem în aplicare. Bun, lupta se va da între care candidați populare noastră? Cine sunt candidații cu șanse? Acum toată lumea spune, între Marinescu și Barbu, între Marinescu și Merișan, nu știu, în toate Marinescu este clar în prima linie. După ultimile sondaje, care veți vedea că vor apărea în curând, unele am văzut că au apărut la Consiliul Județean, o casă de renume și cred că își vor da și numele în momentul respectiv. Păi, bătălia la Vulcan se dă încă între mine și PSD, nu spun între mine și Barbu, pentru că acolo este luptă între mine și un sistem. Deși sunt pe primul loc, distanța este foarte fragilă, am înțeles de 3-4%, încă n-am văzut, vreau să văd și acel sondaj. Din păcate, domnul Merișanu, chiar dacă m-a ajutat la început că a plecat și a rupt o parte din votanții PSD, n-a reușit să rupă foarte mult după plecarea domnului Ile, după retragerea domnului Ile. Însă, noi mergem, cum v-am spus, zi de zi, vorbim cu cetățenii, vedem și oamenii în vârstă, că spuneau toți că oamenii în vârstă sunt cu... Nu e adevărat. Au început și oamenii în vârstă să se trezească și să-și dorească o schimbare. Nu mai ești de captiv ca pe vremuri. Exact. Oamenii își doresc o schimbare, până și cei în vârstă. Iar prin vârsta pe care o am acum, practic sunt liantul generației tinere și a celei mai vârstnice. Eu sunt undeva la mijloc. Și oamenii reacționează pozitiv. Noi stăm de vorbă cu ei, ne punem chiar jos alături de ei și le povestim, ne punem întrebări, le spunem ce putem să facem, când se pot face, pentru că toți ei dacă spun, domne, vreau să-mi anvelopați blocul, toți le spun, da, la anul vi-l anvelopez. Și eu le-am spus să nu mai creadă astfel de minciuni. Pentru că în actualul exercițiu financiar bugetar e terminat, 2014-2020. Cel puțin 2 ani de zile va dura pentru următorul să iasă ghidul cu axele prioritare și abia din 2023-2024 putem să vorbim de accesare de proiecte. Dar până atunci avem acești 2 ani de zile la dispoziție să-i facem pe cetățeni să înțeleagă, pe cei care își doresc anveloparea clădirilor, să reușească să se înțeleagă între ei, să-și facă asociații de locatari. Vulcanul a rămas foarte mult în urmă, părerea mea, cu anveloparea. Da, și vă spun sincer că eu am participat la proiectarea, cred că peste 20 de blocuri, la Petrila, de-a lungul timpului, care este aici aproape. Că eram acuzat, domne, că tu la firma la care ai lucrat ai avut contracte cu PSD-ul.
Să spunem că în această țară, în România, 99,9% din primării sunt PNL sau PSD, adică conduse de primari PNL sau PSD. Foarte rar găsești câte un primar de o altă culoare. Toate aceste lucruri pe care le au instituțiile publice sunt expuse pe SICAP, pe SEAP, acum SICAP, și noi participăm la licitație. Unele le câștigăm, altele le pierdem. Între timp, câștigându-ne și noi un renume, văzând oamenii cu care am lucrat că suntem de încredere, ne recomandă și la alții pentru alte lucrări cu atribuiri directe pe sume mai mici, bineînțeles. Și acum am fost acuzat că s-a găsit, mi-au căutat ei în background, nu știu ce, că firma la care am lucrat eu ca project manager în ultimii 2 ani de zile a avut contract, uite, și cu primar PSD. Păi, am avut. Eu la Vulcan, vă spun sincer, n-am avut nicio lucrare. Eu, personal. N-am prins niciun proiect. Dacă firma la care am lucrat o fi avut după, asta e altă problemă. Acum eu am propria firmă, mă ocup de management de proiect, în colaborare cu fosta firmă, e adevărat. Dar nu pot să acuz un om din moment ce toate primările din țara asta sunt conduse numai de primar PNL și PSD. Dacă am avut la Alba, am avut cu PNL-ul. Dacă am avut la Arad, am avut cu PNL-ul. La Oradea, la... Acum, dacă am avut în altă parte unde au fost primar PSD și care au mai făcut ceva spre despre cei de la Vulcan, eu sunt PSD, că am lucrat cu... Nu, eu sunt o firmă privată, ca și dumneavoastră. Dumneavoastră aveți invitați de la toate partidele. Asta nu înseamnă că sunteți cu un partid sau altul. Așa trebuie să se înțeleagă că și o firmă privată participă la o licitație cu mai multe firme și care are prețul cel mai bun și cerințele care se cer în caietul de sarcini din punct de vedere al experienței profesionale sau dacă am mai făcut proiecte asemănătoare, se califică la faza următoare pentru a face acel proiect. Asta nu înseamnă că eu sunt cu, am fost cu un anumit partid doar pentru că am avut, eu mi-am câștigat banii lucrând pentru ceea ce am câștigat la licitație. Nu mi-a dat nimeni gratis, spre deosebire de alții care fac aceste acuzații, dar ei au primit bani sau alte beneficii de la, sau s-au lăsat cumpărați de PSD-iști. Și acum încearcă să arunce vina pe mine. Nu. Eu sunt transparent, totul se găsește, cum am spus, puteți să căutați, nu am ascuns nimica, dar asta este. Eu am spus, experiența pe care o am și în proiecte pe fonduri europene mă recomandă să știu ce să le cer oamenilor din primărie și cum să implementăm și chiar să-i ajutăm pe cetățeni, pentru că vom face și un departament care să ajute vulcănenii care vor să-și deschidă un proiect pe fonduri europene sau un tânăr care vrea să-și deschidă o afacere, să nu mai plătească o firmă de consultanță, să vină să aibă parte de consultanță gratuită în cadrul primăriei, să vadă pe ce axă se poate încadra, pentru că el, dacă tu l-ajuți să-și deschidă o afacere și mai are 2-3 angajați pe lângă, automat el plătește taxe și impozite pentru acei angajați către primăria Vulcan. Și noi trebuie să-i ajutăm pe acești oameni, fie că sunt tineri sau mai vârstnici, să-i ajutăm și chiar să le dăm sfaturi. Uite, tu aici având teren, poți să-ți faci o fermă de porci, dau exemplu, sau, nu știu, de iepuri, de... Poți să accesezi pe fonduri europene, tu pe producție, anumite utilaje le poți lua cu bani europeni. Hai să te ajutăm să faci asta, ca să poți să progresezi. Progresând el, ca om de afaceri local, progresează și economia din administrația locală, care e în subordine administrației locale. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că noi trebuie să dezvoltăm Vulcanul împreună. Pentru că administrația trebuie să știe doar cum să administreze ceea ce are sub ordine. Mai ales că mi se pare că în ultimii, să nu spun 8 ani, dar hai să totuși 8 ani, ultimele două mandate ale primarului Gheorghe Ilie au strălucit prin lipsă de interes și lipsă de proiecte. Vulcanul are un oraș care a rămas mult în urmă, dacă ne uităm la restul orașelor din zonă, toate s-au zbătut pentru modernizare, pentru atragere de fonduri europene. Eu nu știu, în afară de monstruozitatea aceea de, nu știu cum se spun, fântânile cântătoare, fântânile arteziene, bălaiele, cum îi spunem noi cu vulcanul. Da, în afară de acea acel eșec al lui Gheorghe Ilie, nu știu ce alte fonduri a mai atras această administrație în Vulcan. Au mai atras, dar foarte slabe, iar în ultima perioadă, asta vreau să zic, în ultima perioadă fac anumite lucrări fără proiect, doar ca să ia ochii cetățenilor acum înainte de campanie. Însă oamenii nu mai sunt, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, atât de naivi să se mai lase de captivi, cumpărați doar cu niște promisiuni sau de ochii lumii. Însă să știți că în cadrul primăriei Vulcan încă mai sunt oameni cu experiență și oameni, dar care n-au avut parte de ajutorul primăriei și administrației așa cum trebuia.
Vă dau exemplu de acel GAL, de grupul de acțiune locală, în care avem niște oameni cu experiență acolo. Se află doamna Rodica Peter, care are o vastă experiență în spate, care a lucrat și în administrație, mai este o doamnă de la bancă, care pe plan economic știu să-și facă treaba, dar bun, ar trebui mai mult ajutat. N-ar trebui să nominalizez, că s-ar putea să aibă desferit acum. Nu, eu dau ca exemplu acum, nu... Ei nu, practic, sunt oarecum separați de administrație, deși ar trebui să conlucreze împreună. Mă refer la oameni cu experiență care ar putea să facă treabă din punct de vedere al acestor proiecte. Dar ar trebui și primăria să implice mai mult să ajute acest GAL, nu doar să se laude cu ei și cu proiectele pe care aceștia sau sunt în decurs de a fi implementate. Pentru că acelea nu sunt proiectele PSD-ului. Doamna Tătaru, ce v-a determinat să lăsați Bucureștiul pentru Vulcan? Bucureștiul este un oraș foarte aglomerat în ultimii ani, cel puțin... Și cum de v-ați gândit în mare? De ce nu v-ați mutat la Paris? Sau la, nu, nu știu, la Londra? Am dorit să rămân aici, în România. Și nu am dorit o zonă foarte aglomerată și Bucureștiul, deși sunt din București și toate rudele mele sunt acolo, v-am zis, m-a atras Vulcanul. Am oscilat între alte orașe mari, dar ele s-au dezvoltat într-adevăr foarte mult și doream să-mi aduc aportul într-o zonă unde chiar era nevoie de oameni cu viziune și de oameni implicați și am considerat că Vulcanul duce lipsă de astfel de oameni. Am crezut că este bine să rămân aici. Sper că și alții vor considera că sunt un atu pentru oraș și eu chiar vreau să demonstrez că se poate. După atâția ani se poate. Într-adevăr, lumea îmi spune și mă întreabă, știți cum era acum, nu știu, și sunt foarte sinceră. Probabil nu se așteaptă la răspunsurile acestea. Eu sunt nouă în Vulcan, îmi cer scuze că nu pot relaționa pe partea asta cu dumneavoastră, dar vreau să vă arăt că se poate. Și acum lumea decide dacă dorește să ne dea o șansă sau nu. Eu zic că suntem competenți și putem să arătăm. Da, deci domnule Manescu, aveți în echipă oameni tineri, am văzut cu o largă cu o paletă largă de profesii. Și oameni implicați. Oameni cu suflet, oameni sufletiști, din ce am cunoscut până acum din echipa dumneavoastră. Marea majoritate vă susțin din tot sufletul. Bine, marea majoritate însemnând cei care au aderat la USR specialmente pentru dumneavoastră. Și e un fapt care ar trebui să vă motiveze și mai mult pentru a Motivează și mai mult decât atât, mă motivează, v-am spus, atitudinea oamenilor în momentul în care noi mergem pe stradă și vorbim cu ei. Și încurajările lor ne motivează și mai mult, nu doar pe mine, ci și echipa întreagă cu care suntem. Pentru că sunt mulți oameni care sunt în față și se văd, pentru că echipa de consilieri care pe afiș, dar să știți că echipa USR este mult mai mare și sunt oameni care... Nu ies atât de mult în față, însă lucrează foarte mult și se implică foarte mult la această schimbare. Lucrează, mă refer de la documentație, ajutați principal de Ana Tătaru, până la partea de a căuta research-ul ăsta pentru proiecte viabile și reale pentru Vulcan, pe ce axe putem să le facem, chiar dacă acum e sfârșit de exercițiu bugetar financiar, însă Vulcanul va beneficia și de o anumită sumă de bani, ca și celelalte orașe din Valea Jiului pentru proiectul acela pilot IT. Și... Da, chiar acela e un proiect de mare anvergură, dar de care tot așa se ține secret. Nu se ține secret. Cristina Pună, că spuneam mai devreme, o menționasem și Ana, face parte din cabinetul dânsei, a fost unul din parlamentarii care a insistat pe punerea în aplicare acestui proiect. Ideea este că trebuie găsit o soluție ca acești bani, că vor veni, să nu fie pierduți cum au fost până acum. Adică e vorba de 600 de milioane de euro. Deci tocmai, da. Sunt vorba de 750 de milioane de euro care vor veni către Valea Jiului. Deci nu e ceva de joacă. Nu este de joacă, dar acei bani nu mai trebuie dați așa
ca orbeții, cum spunem noi. Trebuie sigur, dați pe niște sigur. Proiecte concrete care să ajute la dezvoltarea comunității. Era vorba la un moment dat că firma PricewaterhouseCoopers se ocupa de, de studiu de fezabilitate a acestui proiect și am primit și eu un formular aici la redacție și l-am completat și noi. E ok, un formular foarte stufos, foarte bine documentat, dar n-am primit niciun feedback de pe urma acestui formular. Că nu știu, n-am primit formularul. Desigur, orice firmă de consultanță, gen PricewaterhouseCoopers, fac astfel de analize, cum spuneam tot într-o emisiune aici, și inclusiv analiza SWOT pentru zona respectivă, să vadă ce oportunități, da, avantaje, dezavantaje, amenințări se găsesc în zona noastră, însă și ei au nevoie de ajutorul nostru și în special a administrațiilor locale. Pentru că, în primul rând, trebuie să ne dorim și noi și trebuie să fim competitivi, nu doar să luăm banii, pentru ce luăm? Adică, domne, veniți cu niște proiecte viabile, noi vă arătăm direcția pe care puteți merge, dar ține și de dumneavoastră, adică de administrații, să faceți aceste proiecte, să le implementați. Pentru că dacă vorbim de o perioadă de tranziție, noi, în primul rând, trebuie să facilităm anumite locuri, platforme industriale, parcuri industriale, acele mini-incubatoare de afaceri de care eu tot vorbesc încă din 2016, pe care trebuie să le punem și noi la dispoziție posibililor investitori, atât locali, cât și externi, care pot veni. Pentru că dacă cheltuim banii doar aiurea să-i cheltuim pe garduri vopsite și astea, nu vom face nimic. Noi, în primul rând, aici avem nevoie de locuri de muncă. Ca să păstrăm, cum am spus, populația care încă mai este activă. Locuri de muncă bine plătite. Bine plătite, sunt categoric. Decent plătite, ca să spun așa. Iar apoi putem să vorbim de înfrumusețare, de turism, că și în turism. Turismul aduce locuri de muncă, dar până acolo trebuie să dezvoltăm o infrastructură, mă refer la Pasul Vulcan, da? Unde lipsește gazul, apă, curentul, deși trece magistrala pe acolo, încă sunt anumite probleme pentru cei care își au parcele noi și vor să-și construiască o căpănuță. Ar trebui să ne regândim un plan turistic și să facem acele pensiuni și hoteluri, locuri de cazare la baza muntelui, nu sus, ca să trăiască comunitatea. Pentru că omul care se cazează și face un hotel cu spa, mai vine în oraș, mai mănâncă la un restaurant și prin oraș, își mai cumpără niște încălțăminte sau niște haine la magazine din oraș. Până să mănânce în oraș, trebuie să mai construiți ceva. Păi la asta mă refer, da. Păi totul se va să se dezvolte pe orizontală și pe verticală. Municipiu fără niciun hotel... Categoric. Nu știu ce municipiu există. Păi și ca să devenim un oraș stațiune de interes local și apoi național, trebuie un anumit număr de 100 de locuri de cazare pentru început, apoi să creștem. La ora actuală sunt foarte puține și nu știu dacă sunt băgate în circuitul turistic, dar nu sunt suficiente, pentru că celelalte cabane sunt private. Cred că aici ar trebui stimulat în prima fază crearea de spații de cazare, de spații de... Păi, am zis, dar în primul rând noi trebuie să facem acea strategie de dezvoltare durabilă urbană de care spuneam. Da. Să facem un plan urbanistic general coerent și care să fie apoi împărțit în planurile urbanistice zonale, fiecare zonă în puduri, adică plan urbanistic de detaliu, să nu permitem să fie, cum e, haotic construcțiile, dacă dezvoltăm o anumită zonă, să fie clar stabilit, domnule, aici poți să construiești doar pensiuni P plus 2 plus M plus mansardă. Să nu fie unul zgârie nor și altul cu două etaje și tot așa să fie haotic. Să facem frumos exact cum sunt și în alte stațiuni montane din țările respective, pentru că vedeți dumneavoastră, au fost și alții înainte și tot ce au făcut au fost doar în excursii în Dubai, când, ca să vadă ce au ăia și n-avem noi pe plan turistic. S-au duc în nisip și zgârie nori. Și cămile, probabil, sau și nu știu. Și zgârie nori. Puteau să ducă aici, mai aproape, în Alpi, în, chiar și la Bulgaria, în Bansko, sau mai curând, în Austria, mai în Elveția, da, în stațiuni de munte. De unde să luăm, să învățăm ceva de la acel oraș. Să învățăm să ne măsurăm lungul nasului. Bun, sunt multe lucruri de făcut. Te uiți la Vulcan așa, retrospectiv, șosele, praf, trebuie refăcută infrastructura. Te uiți la blocuri, trebuie izolate. Te uiți la spații verzi, sunt dezolante, sunt văd de capul lor, trebuie refăcute în întregime. Te uiți la, nu știu,
probabil că și infrastructura de transport a apei, a canalizările, chiar inexistente în multe părți. Gunoaie, așa cum spunea și doamna Tătaru, gunoaie peste tot. Deci e de lucru... Eu știu că este de lucru și asta le spuneam la oamenilor, că nu suntem Superman, dar față de ce a fost și de ce este, putem să venim cu un surplus de experiență și cu un plus de implicare să pornim de undeva, adică să arătăm că se poate. Nu promitem că vom face totul din primul an, dar le vom face tapizat și se va vedea schimbarea. Pentru că noi, în momentul în care vom câștiga acest mandat, pe al doilea, cu siguranță, nu vom mai câștiga dacă nu vom face, să producem acea schimbare în Vulcan. Nu poți să zici cu totul, în totalitate, dar trebuie să încep. Trebuie să le arăți oamenilor că ai demarat proiectele respective, chiar dacă sunt pe fonduri europene și durează pe ultimii 2 ani de mandat. Dar trebuie să le arăți că sunt în decurs și să încep lucrările. Din bugetul local, acele parcuri de care spuneați dumneavoastră se pot face, sau amenajarea și curățenia în oraș, aia se poate face și din banii locali. Dacă vin acei bani de pe IT sau pe tranziție locală, pe Green Line sau energii verzi de la Uniunea Europeană mai rapid decât cei care se alocă din bugetul european din anul financiar 2021-2027, atunci se pot face mult mai multe lucruri înainte. Dar în rest, noi trebuie să fim pregătiți și primul rând, comunicarea cu cetățeanul contează foarte mult din privința învelopării blocurilor, că spuneați, și a lifturilor în blocurile turn. Pentru că vă dau exemplu, în blocul F7 din Vulcan, unde sunt antenele acelea de telefonie, oamenii și-au făcut pe urma acelor bani încasați lift propriu. Un angrenaj pe care îl poți căra ca un om mai voinic, îl poate căra în brațe, s-a schimbat toată instalația în jur de 12.000 de euro. Deci, pentru o primărie, cred că dacă ar fi vrut în 16 ani de zile, 15.000, maxim 20.000 de euro, să faci câte 5 lifturi pe an, în 16 ani de zile făceau câteva în oraș. Pentru că nu e atât de mult 15.000 de euro în bugetul unei primării să aloce către repararea unui lift. Da, mai avem 2 minute de emisie. Doamna Tătaru, un ultim cuvânt acum înainte de alegeri. Înainte de alegeri e nevoie să cetățeanul să înțeleagă că schimbarea trebuie să se producă și să aleagă cu mintea, pentru că noi suntem capabili să arătăm că se poate și se va vedea în mandatul pe care sperăm să-l câștigăm. Bun. Deci, domnule Marinescu, mai avem o emisiune în afară de asta. Sigur că sunt multe de spus, dar sunt și mai multe de dovedit, nu? Așa este. Faptele vorbesc. Vă rog pentru această emisiune un ultim cuvânt. Dragi vulcăneni, aveți un minut. Eu pot doar să vă spun sincer că îmi doresc, la fel ca și dumneavoastră, ca schimbarea să se producă la Vulcan și voi face tot ce stă în putință, tot ce ține de mine și de echipa USR Vulcan și de relațiile noastre la nivel guvernamental, parlamentar, să producem acea schimbare pentru Vulcan, pentru că ne dorim să trăim în continuare în Vulcan, printre dumneavoastră, alături de dumneavoastră, dar avem nevoie și de dumneavoastră la aceste alegeri locale, pe 27 septembrie și, așa cum am mai spus-o, doar împreună dezvoltăm Vulcanul, pentru că Vulcanul chiar are viitor. Bun, mulțumesc domnilor, doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.